Mergem acum la Ministerul Justiției, unde Tudorel Toader face declarații. Să-l ascultăm. Am înainte ședinței de guvern, n-am semnat-o, dar acum avem o întâlnire la ora 9, comisia de la MCV, și fie înainte, fie după, fac referatul și o trimit la președinte. Am deja tot mai multe posturi libere în Direcția Națională Anticorupție. Nu cred că a mai fost o situație până acum de acest mod. Mai avem DNA? Mai funcționează în aceste condiții? Da, dumneavoastră sunteți pe justiție și mergeți la dânsii și îi vedeți și întrebați dacă funcționează. Credeți că există un zvon cum că Marius Iacob ar dori să candideze pentru acea funcție de procuror general? Un procuror cu o abatere disciplinară va trece de selecția dumneavoastră? Sunt mulți doritori, spuneam și ieri. Și eu apreciez voința dânșilor de a coordona justiția mai departe. Respect aprecierea de sine a fiecăruia, părerea bună, crezând că pot manageria sistemul, contribui, împărtăși experiența și așa mai departe. Dar, sigur, nu-mi cereți ca eu să spun astăzi ceea ce voi face la momentul selecției. S-a înscris cineva până la acest moment? Momentul acesta e 8:30. Nu știu, dar ieri la finalul programului nu era nimeni. Domnul Lazar nu a venit așa cum a spus. Va veni să-și depună această A vorbit la viitor, va veni. Viitorul n-a trecut. Dânsul are experiență, viitorul, știți, era o vorbă veche în față. Aveți de gând să faceți ceva cu privire la acea propunere pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție? Sigur că am mai multe gânduri. Ce? Le spun la momentul respectiv. După discuțiile completurile de 5 judecători, acum avem o nouă discuție cu completurile specializate. S-ar putea, după părerea dumneavoastră, să se ajungă din nou la Curtea Constituțională și cu aceste completuri? Contestate, iată, acum? Nu. Cine le-a contestat? În spațiu public sau în fața instanței? În fața instanței supreme. S-a depus o contestație în dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate. Și a admis instanța supremă? Deocamdată... Să lăsăm judecătorii să decidă dânșii, nu noi aici. Nu avem completuri specializate. Ar fi trebuit să dea astfel de soluții în dosarele de corupție în complet nespecializat? Tocmai am răspuns. Să lăsăm judecătorii să se pronunțe. Punctul meu de vedere nu poate interfera cu punctul de vedere al judecătorilor, cu decizia lor. Dacă vor ajunge la o astfel de decizie, vă gândiți inclusiv dumneavoastră să faceți vreo sesizare la Curtea Constituțională? Păi stați un pic, procedura este simplă. Dacă o parte ridică în fața instanței de judecat o excepție de neconstituționalitate și dacă instanța, completul, admite cererea de sesizare a curții, atunci ea, instanța, sesizează curtea, nu eu ca ministru. Pentru că avem un control a priori înaintea de intrarea în vigoare a legii și un control a posteriori când legea e în vigoare. În controlul a posteriori, excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată numai în fața instanțelor de judecată, iar avocatul poporului poate ridica excepția din oficiu. Ar fi trebuit ridicată o astfel de excepție la momentul fondului? De ce acum în apel? Excepția poate fi ridicată în fața instanței de judecată și Constituția nu distinge în ce fază a procesului încât... Acea ordonanță pe completurile de 5 judecători este în lucru la minister? Ministerul este un laborator care lucrează continuu. Avem direcții, avem o direcție de elaborare a acte normative. Când va fi cazul, vă voi răspunde. Dar este sau nu este? Am spus că ministerul este un laborator. Direcția de elaborare a legii pentru redactarea propunerilor de acte normative și vă voi spune la momentul respectiv. Laboratorul este într-o fază avansată, această ordonanță a completurilor? Laboratorul funcționează tot timpul. Vă mulțumesc!
un alt subiect, nu? Cu privire la acea moțiune de cenzură. Da, astăzi se votează în Parlament. Da. Și care e întrebarea? Până aici e o informație. Care e întrebarea? Aveți emoții? Se așteaptă, știm că a fost nemulțumit de faptul că nu ați dat pentru codurile penale, da? Nu sunt modificările. Nu vă supărați. Eu de foarte multe ori îi explic mai pe larg decât un răspuns așa punctual sec. Nu mai vorbiți, nu vă supărați, nu mai vorbiți de coduri penale pentru că avem un singur cod penal și un alt cod de procedură penală. N-avem mai multe coduri penale. Deci, dacă eu am fost în plenul Parlamentului când a fost prezentată și dezbătută moțiunea, am vorbit aproape, cred că 50 de minute, mi-am exprimat, explicat punctul de vedere cu privire la criticile formulate și Parlamentul va decide. V-a influențat în vreun mod acel ultimatum dat de Liviu Dragnea, spunând că în 2 săptămâni ar trebui să modificați codul penal și codul de procedură penală, că ar trebui să se încheie toată această dispută pe justiție? Spuneam că Direcția de Elaborare a Acte Normative lucrează continuu. Nu influențată de un factor politic. Dacă vreți, repet răspuns. Vă doresc... Dorește domnul Tudorel Toader să-și continue activitatea la Ministerul Justiției? Eu tot timpul îmi place să cred, mi-am îndeplinit atribuțiunile pe care le-am avut de exercitat la un moment dat. Ceea ce va fi, va fi în condițiile legii și voi proceda ca atare.